Bună seara și bun găsit la știrile Gorj TV. Pentru început, iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Angajații omului de afaceri Nicolae Sarcina au ieșit din nou în stradă. După pasnicii carierelor miniere, acum a venit rândul celorlalți angajați să protesteze pentru a-și primi drepturile salariale. Oamenii nu și-au mai primit lefurile din luna august. Dian Popescu ar trebui să se retragă din Partidul Național Liberal. Declarația îi aparține fostului suprefect al județului Gorj, în prezent membru PNL, Marcel Romanescu. Prezent în emisiunea Direct la Subiect, difuzată de Gorj TV, acesta a subliniat că un om care are probleme cu legea nu are ce căuta în niciun partid. Din nou victimă sigură, Energia se pregătește pentru o nouă înfrângere în campionat. Jucătorii lui Andrieș se întâlnesc în acest weekend HC Mineur Baia Mare, grupare clasată pe locul 2 în clasamentul Ligii Naționale. Deși recunoaște că este frustrant să plece cu șansa a doua la fiecare meci, tehnicianul echipei gorjene încă mai speră să rezolve problema din clasament cu simple lamentări. Angajații omului de afaceri Nicolae Sarcina au ieșit din nou în stradă după pasnicii carierelor miniere. Acum a venit rândul altor muncitori să protesteze. Problema este una comună. Oamenii nu și-au mai primit salariile de luni bune. S-au săturat de minciuni și promisiuni. Peste 20 de angajați ai omului de afaceri Nicolae Sarcina au refuzat să mai muncească și s-au postat în fața unuia dintre sediile firmei. Ore în șir ei au așteptat să își primească banii pentru cât au muncit la serviciu. Din luna august, angajații nu au mai văzut nici măcar un leu și au ajuns în situația de a nu mai avea nici bani de pâine. Am venit aici la această firmă la care lucrăm din cauza că nu am luat salariile din luna lui august. Și ne mint tot timpul că azi, că mâine, că săptămâna viitoare, dar noi banii nu-i luăm. La ce lucrați dumneavoastră? Agent de pază. Unde? Pe posturile lui domnul Sarcina. La Succes, la TP Sud. Și de fiecare dată spuneți că vă duc cu portă. De două luni de zile ne mint că săptămâna asta, că marți, că joi și noi banii tot nu-i primim. De cât timp stați astăzi aici? De azi dimineața, de la 8. Și a venit cineva? Da, a venit domnul directorul Pulescu și a zis că ora azi, după 4 ori mâine, da, aceeași poezie o auzim de două luni de zile. Și bani noi tot nu vedem. Eu veni aici pentru că vreau banii mei, atâta vreau. Nu cerurăm nimic în plus, cerurăm banii noștri și atât. Am limita de card, descoperitorul. Mie de 4 luni de zile, mie nu mi-a oprit un leu, pentru că n-a avut de unde. De unde să-i dau? De unde? N-am de unde. Doamnă, cu ce plătiți utilitățile? Plătiți mai mult. Nu știu cu ce să le plătesc, chiar pentru asta chiar am și venit. De când ne mint, noi avem și noi bănci, avem de plătit. Nu avem cu ce să le plătim, tot timpul ne sună în continuu. Nu știu ce să mai facem. Avem copii de trimis la școală, avem și noi de toate greutățile. Aveți un serviciu, dar fără bani. Fără bani, da. Cu un salariu minim pe economie, tânărul din imagini susține că s-a săturat să fie mințit. Este student la Facultatea de Inginerie și s-a angajat la firma lui Sarcină pentru a câștiga un ban. În scurt timp a ajuns să muncească pe nimic. Vă dați seama că e foarte greu. Sunt și student, îmi trebuie bani să fac naveta. Cu firma asta e greu. Ce să zic? Deci trebuie să mergi și cu facultatea și cu servicii? Da, trebuie să mergi și cu facultate și cu servicii. Știți și dumneavoastră care sunt condițiile. Banii noștri ne sunt promiși de 3 luni de zile. Aceleași răspunsuri le primim. Așteptați, așteptați, așteptați că o să vină, că luni, că mari. Cum privește un tânăr situația asta? Nu știu, mi se pare haotică. Unii ia bani, alții nu ia. Te simți umilit? Vă dați seama cum mă simt umilit. Dacă s-a ajuns aici, oricine se simte umilit, nu doar eu. Toți colegii, toți ne simțim. Acești muncitori desfășoară activității de pază la societățile lui Nicolae Sarcină. Asta înseamnă că zi de zi viața le este pusă în pericol. Acest aspect nu prezintă importanță pentru patronul lor, care nu le dă nici măcar banii prevăzuți în contractul de muncă. E foarte riscantă, deci e foarte riscantă. Cine gândește, gândește, cine nu gândește. Vine în post tigani și ne amenință că ne omoară dacă nu le dăm fiecare. Și dacă le spunem, domne, vrem banii, nu-ți convine, du-te acasă, nu-ți convine, du-te acasă. Păi ce-i aia? Asta e o soluție? Nu cred că e o soluție asta. Și dacă se fură, ce să plătim noi? Deci dacă se fură, ne oprește banii. Să plătiți că n-ați făcut serviciu, dar noi ne facem. E o limită de card scoasă. Vine și-mi ia din casă, ce fac? Oamenii sunt hotărâți să nu renunțe la proteste și mai mult decât atât, au afirmat că intenționează să nu se mai prezinte nici la serviciu. Programul electoral al președintelui ales Klaus Iohannis privind securitatea energetică reprezintă un semnal de alarmă pentru oficialii complexului energetic Oltenia. Promisiunea dată de guvern, potrivit căreia gigantul energetic va funcționa și peste 30 de ani, nu coincide cu strategia electorală a lui Iohannis, care pune mai mult accent pe energia eoliană.
Managerul Complexului Energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, a verificat programul electoral al președintelui Klaus Iohannis în ceea ce privește măsurile de dezvoltare alternativei la energia convențională. Reprezentanții CEO consideră că noul ales se susține înlocuirea energiei produse pe cărbune, gaz și hidrocarburi cu energia eoliană, fotovoltaică și cea pe bază de apă. Există capitol la pagina 22 în programul președintelui în care scrie: voi susține măsurile de dezvoltare a alternativei la energia convențională prin dezvoltarea resurselor energetice regenerabile. Acum, să vedem în ce măsură cele două poziții deja exprimate, una a primului ministru și cea a președintelui, vor putea merge spre o convergență. Probabil că se va explica totuși că fără cărbune, totuși numai din regenerabile, nu se poate. Noile măsuri privind ce se va întâmpla în continuare cu activitatea CEO îl îngrijorează pe manager. Păi sigur că mă îngrijorează, că pentru mine ca trăitor al acestei zone e cu siguranță un semnal de alarmă. Dar pe de altă parte, orice om rațional nu poate să nu accepte la această oră că fără cărbune nu mai suntem independenți din punct de vedere energetic. Toate celelalte surse, absolut toate, sunt atât de flexibile și de inflexibile și de variabile. Oficialii CEO vor avea în vedere cele două poziții deja exprimate, una a președintelui, alta a primului ministru, dacă vor fi armonizate. Dian Popescu ar trebui să se retragă din Partidul Național Liberal. Declarația îi aparține fostului suprefect al județului Gorj, în prezent membru PNL, Marcel Romanescu. Prezent în emisiunea Directe la Subiect, acesta a subliniat că un om care are probleme cu legea nu are ce căuta în niciun partid. Declarații incendiare făcute de Marcel Romanescu în emisiunea Direct la Subiect. Dacă ar fi avut bun simț, s-ar fi retras până când instanța ar fi luat o decizie în cazul său, a subliniat Romanescu, unul dintre cei mai buni politicieni ai județului Gorj, dar care a fost marginalizat de PNL de când organizația este condusă de Dian Popescu. Din punctul meu de vedere, dacă este un om cu demnitate, Dian Popescu, cel puțin pe perioada în care se judecă acest proces, ar trebui să se suspende. Eu n-am spus, pentru că până nu avem o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, nu putem discuta de Dian Popescu vinovat sau nu, da? În momentul în care există o hotărâre judecătorească, dar este de, cum să vă spun, mai mult legată de bun simț. Că în momentul în care ai o problemă, Doamne ferește, probleme se pot întâmpla, nu de natură penală, dar probleme poți să aibă oricine. În momentul în care ai o problemă de orice natură legată de justiție, este foarte corect să nu afectezi imaginea partidului pe care îl reprezinți. Mai ales dacă tu ocupi, înțelegeți, o funcție de conducere. Și mai ales dacă ocupi o funcție de conducere, dacă partidul ți-a dat posibilitatea să îl reprezinți ca senator, ca prefect, ca subprefect, ca în orice altă demnitate. În acel moment, tu personal, dacă ești un om integru, spui: domnule, atâta timp cât mă judec, mă suspend. Nu poți să faci politică dacă ești un om șantajabil, a mai precizat Marcel Romanescu. Un om șantajat sau un om șantajabil nu mai poate fi membru de partid. Nu mai poate fi membru de partid. Pentru că în acel moment deja e frică câteodată și de umbra lui. Nu mai are posibilitatea să vină și să spună punctul lui de vedere. Se gândește de fiecare dată, spune: dacă spun ceva, s-ar putea să-mi creeze anumite repercursiuni. Nu, trebuie să fim oameni demni, oameni liberi și să exprimăm ceea ce gândim. Asta trebuie făcut în România și în județul Gorj. Eu cred că măsurile acestea se vor lua curând. Recent, instanța Înaltei Curți de Casație și Justiție a amânat pentru a cincea oară sentința în dosarul în care sunt judecați, printre alții, senatorul liberal Dian Popescu, președintele PNL Gorj și primarul liberal al Comunei Peștișani Florin Pavel. Președintele PNL Gorj, senatorul Dian Popescu, primarul Comunei Peștișani Florin Pavel, Dumitru Pavelescu, director în cadrul Ministerului Finanțelor, un dirigintă de șantier și alți doi oameni de afaceri sunt judecați pentru mai multe lucrări realizate din bani publici pe raza localității Peștișani, dar și pentru încheierea unui contract de cesiune de creanțe considerat ilegal. Toți cei implicați în dosar sunt acuzați de abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecințe deosebit de grave, luare de mită, neglijență în serviciu, complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecințe deosebit de grave, uz de fals și dare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Revoltă în partidul lui Dan Diaconescu, parlamentarii din grupul PPDD au anunțat astăzi printr-un comunicat de presă că nu-i mai acordă girul actualei conducerii a partidului. Deputații și senatorii cer demisia Simonei Man și avertizează că vor înteți atacurile la Dan Diaconescu și la oamenii săi de la vârful PPDD, Simona Man și Diana Voiculescu. Toți cei 13 parlamentari cu adeziuni la Partidul Poporului Dan Diaconescu au transmis un comunicat de presă prin care atenționează că nu se vor mai supune conducerii partidului. Liberalii lui Dan Diaconescu atrag atenția că PPDD este singura formațiune politică unde rezultatele catastrofale de la alegerile prezidențiale de la ultimele două confruntări electorale nu au produs consecințe. Deputații și senatorii PPDD anunță că nu se vor mai conforma regulilor trasate de Simona Man, iar grupul PPDD va fi pe cont propriu. Ne-am dezis de conducerea PPDD, așteptăm congres și așteptăm o nouă conducere în PPDD. Facem analize ca urmare rezultatelor obținute în cele două tururi de scrutin. Așteptăm dare de seamă din partea actualei conduceri a PPDD-ului. Rupt din alt film, președintele interimar al PPDD admite că nu e lapte și miere în politica românească, însă nu știe care sunt nemulțumirile colegilor săi. Grupul PPDD din Camera Deputaților și Parlament, aceștia cer demisia conducerii PPDD. Cum vedeți dumneavoastră această revoltă, dacă putem să-i spunem așa, din sânul PPDD? Băi, nu știu, n-am văzut niciun comunicat de-a lor. Acum, revolta nu poate să provoce un deputat sau de că parcă știu că asta mai sunt de toți. Dar se întâmplă ceva în PPDD? Sunt nemulțumiri? Păi, nemulțumiri sunt în toate partidele, vă dați seama. Acum, eu zic că o să se întâlnească în BNC, o să discute dacă sunt probleme. Am dat, nu știu, pot să vă zic și nici nu pot să comentez. Aceștia cer demisia întregii conducerea partidului în frunte cu Simona Man. Trebuie menționat că PPDD a semnat un protocol cu PSD care s-a lăsat cu avantaje guvernamentale pentru Partidul Poporului. Astfel, președintele din acte al PPDD, Simona Man, este noul șef al Autorității pentru Turism, iar Eduard Dumitrașcu, liderul organizației județene Buzău, a fost numit secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene. Favoritul în cursa pentru alegerile prezidențiale a pierdut în mod surprinzător șansa de a conduce România în următorii 5 ani. Facem o scurtă analiză a alegerilor prezidențiale împreună cu invitatul meu din această seară, domnul Gheorghe Pecingină, membru al Partidului Social Democrat Gorj. Bună seara, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Bună seara. Așadar, spuneți-ne ce s-a întâmplat. De ce aceste rezultate cu mult sub așteptări? Fiecare a încercat să găsească o explicație pentru rezultatele de la nivel național. Eu am spus-o de luni dimineața, chiar de duminică seara, Klaus Iohannis nu a câștigat alegerile, PSD-ul a pierdut alegerile. Și asta e o problemă pe care trebuie să o analizăm cu calm, cu tact și să observăm care sunt cauzele. Să nu mai există aceste cauze, să încercăm să le eliminăm pentru următoarele alegeri din 2016. Ce s-a întâmplat cu acea mare echipă a PSD care trebuia să strângă voturi pentru Victor Ponta acum? La Gorj a funcționat. La Gorj am strâns voturi. De asta poate frustrarea e și mai mare la Gorj, pentru că am văzut primari care au avut rezultate peste 70%, peste 65% 80% și chiar își puneau, da, peste 80% și își puneau întrebarea cu ce am greșit. Noi n-am făcut treaba la Gorj. Sigur, vom face și noi o analiză la Gorj, pentru că targetul era peste 60% și am obținut 58,29%. Vom vedea organizațiile care au avut probleme, vom analiza, vom căuta să găsim cauzele. Încă o dată, nu cred că vor fi analizați oamenii, vor fi analizate cauzele care au dus la aceste rezultate și să încercăm să le eliminăm, așa cum vă spuneam, pentru alegerile din 2016. Putem spune că au fost voturi date lui Iohannis ca voturi împotriva lui Victor Ponta? Am spus, au fost voturi date lui Iohannis împotriva PSD-ului, împotriva modului prin care PSD-ul a înțeles să se manifeste probabil în ultima lună. Și de ce nu chiar în ultimele două săptămâni? Votul din diaspora a contat foarte mult, modul cum a fost organizat votul în diaspora a contat foarte mult. Sunt multe, multe alte lucruri de luat în calcul. Nu o să le expun eu aici, probabil în interiorul partidului le voi expune. Am spus unele cu voce tare, o să le spun totdeauna, pentru că nu că nu am ce pierde, dar e bine să nu le ascundem, să nu le băgăm sub preș problemele și să trecem mai departe, pentru că astfel PSD-ul va fi în scădere și în cădere liberă. A pierdut Victor Ponta sprijinul tinerilor?
Multă lume spunea că a pierdut voturile tinerilor. Nu, nu, că... deci Victor Ponta nu a pierdut voturile tinerilor. Acest val de tineri care au ieșit la vot, și mă bucur într-un fel că au ieșit la vot, au votat Klaus Iohannis, dar acești tineri nu ieșeau în mod frecvent la vot. De ce spun că nu a pierdut, nu a reușit să câștige votul acestor tineri, au ieșit ca un fel de revoltă împotriva sistemului. Cum credeți că vor evolua lucrurile pe scena politică din România în următoarea perioadă? Eu în momentul ăsta sunt sceptic și am fost unul dintre adepții ieșirii de la guvernare, dar sigur, nu sunt eu în măsură, vorbesc la nivel personal, nu sunt eu în măsură în partid să iau decizii sau să spun lucruri. Cred că cei mai în măsură sunt aleșii locali și primarii, pentru că urmează o bătălie în 2016. Alegerile locale și ei sunt cei mai în măsură, iar noi ceilalți care suntem la politruci sau apărăm pe la televizor sau deputații, senatorii, trebuie să ascultăm și de ei de data asta și doleanța lor trebuie să fie luată în calcul. Și eu zic că ei au muncit în atâtea campanii electorale până să le vină și lor rândul să candideze în 2016, încât cred că acum trebuie să le dăm girul, să-i lăsăm pe ei să decidă ce e mai bine. Cred că vom fi, dacă nu ieșim acum de la guvernare, vom fi scoși de la guvernare. Nu sunt pregătiți nici cei din PNL să preia guvernarea acum. Își fac diferite strategii pentru a crea o nouă coaliție și cu siguranță în jurul lunii aprilie, în primăvara viitoare, oricum ne vor scoate, chiar dacă noi nu vom ieși acum. Chiar ieri a apărut o informație potrivit căreia Victor Ponta este decis să demisioneze din fruntea guvernului. Nu este într-adevăr nimic oficial. Credeți că ar fi cea mai bună soluție? Nu știu, eu sunt recunoscut și sub imperiu, sunt puțin frustrat. Și am spus de ce, am explicat de ce. La Gor s-a muncit, iar când auzi sintagme de genul ne-am luat țara înapoi, stai și te întreb de unde au luat-o, de la cine au luat-o. Adică noi nu facem parte din țara asta? De la cine au luat-o? Apropo de sintagme, vrem să preluăm puterea. Asta spunea Iohannis ieri. Cum vedeți această transformare dintr-un primar al unui oraș de provincie, iată într-un politician acum avit de putere, un politician care spunea că nu dorește ca puterea să fie preluată acum din singur partid. Acum să fim sinceri, de ce facem politică, nu? Și politicienii cel puțin se așteptau la lucrul ăsta. Și să nu credeți că nu se fac analize. Se fac analize și se știe. Că eu v-am spus ceea ce cred eu și din câte știu eu clasa politică românească și parlamentarii noștri, care astăzi îți spun una că sunt cu tine până la moarte și mâine deja îi vezi, în același timp poate trimise meseuri și negociază cu ceilalți. Eu cred că și-au luat un timp pentru a face aceste negocieri. Vacanța de iarnă, vacanța parlamentară va fi binevenită pentru că fiecare în colegiul lui va discuta cu ceilalți. Și o să vedeți că în primăvara viitoare nu cred că vom mai fi la guvernare. Cel puțin asta e opinia mea personală. Cum îi vedeți pe cei de la UDMR? Au anunțat că vor rămâne la guvernare. Vor rămâne de partea PSD-ului în continuare sau... Nu știu. Așa cum au reușit să rămână la guvernare? N-aș vrea să comentez eu, da. În general, UDMR-ul și partidului Gabi Oprea au fost întotdeauna la guvernare. N-aș vrea să jignesc pe nimeni. Le înțeleg calculele politice și nu... De asta au intrat în politică. Nu sunt un model și cu atât mai puțin PSD-ul de moralitate în politică, astfel că nu e bine să-i criticăm, să fim duri cu ei. Dar trebuie să ne așteptăm și la aceste negocieri. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și pentru prezența dumneavoastră în studioul Gorj TV. A fost cu noi membrul Partidului Social Democrat Gorj, domnul Gheorghe Pecingină. Mergem mai departe. Profesorii nu vor returna cei 150 de euro primiți de la guvern. Ministrul Cercetării Științifice și Dezvoltării Tehnologice a ținut să facă lumină în acest scandal ce a pus bejar profesorii. Banii au fost primiți pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic și vor rămâne în buzunarul dascălilor. În Gorj, peste 4500 de profesori au beneficiat de acest program. Proiectul 100 de euro pentru cărți prevede ca fiecare cadru didactic să primească bani, însă programul a fost suspendat imediat ce România a intrat în recesiune. Prin noul act normativ de reluare a sprijinului financiar, peste 50 de milioane de euro au fost garantați pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic. Imediat după alocarea acestor bani a fost aprins și scandalul. Multe voci susțineau că profesorii trebuie să returneze acești bani. Ministrul Cercetării Științifice și Dezvoltării Tehnologice a declarat pentru Gorj TV că profesorii nu vor returna acești bani.
Nu se pune problema ca banii să fie dați înapoi sub nicio formă. Există acest sprijin financiar vine ca urmare a deciziei guvernului, decizie care se bazează pe un proiect mai vechi care a existat. Exista proiectul de 100 de lei pentru formare profesională, 100 de euro, scuzați-mă, pentru formare profesională, 100 de euro pe care fiecare cadru didactic îi primea și trebuia să facă dovada faptului că a achiziționat cărți sau că a achiziționat material didactic. Spre deosebire de programul în care profesorii erau obligați să justifice suma de 100 de euro cheltuită pentru cărți, de data aceasta cadrele didactice nu vor mai deconta suma primită. Cei 150 de euro vor fi folosiți pentru dezvoltarea profesională. Dascălii trebuie să facă dovada că au urmat cursuri de perfecționare, a mai adăugat Costoiu. Banii sunt dați printr-un program european, din programul operațional de dezvoltare a umane și vizează dezvoltarea profesională a cadrului didactic. Cadrele didactice primesc acești bani și vor face dovada faptului că au urmat un program de pregătire profesională, că și-au îmbunătățit activitatea. Pentru că știm foarte bine, salariile cadrele didactice sunt destul de mici, am profitat de posibilitățile pe care programele europene le oferă pentru a da șansă, o nouă șansă, încă o șansă cadrele didactice să perfecționeze și am pune la dispoziție banii pentru perfecționare. Iar schimbările în învățământ vor continua. Ministerul Educației Remus Pricopie a declarat că în viitor, ministerul va încerca să folosească postul și pentru a crește alocațiile bugetare pentru bursa socială bani de liceu, pentru naveta elevilor și a cadrelor didactice, precum și pentru bursele studenților doctoranți și postdoctoranți. Gorjenii sunt cu ochii pe oferte. Ediția din acest an a Black Friday, care în majoritatea magazinelor începe pe 21 noiembrie, va fi și cea mai mare de până acum. Comercianții au mărit oferta de produse, stocurile și valoarea totală a reducerilor. Aproximativ 4,7 milioane de români cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani își doresc să cumpere produse de Black Friday. Detalii după o scurtă pauză de publicitate. Ne-am întors la știri. Noul rector al Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu își face echipă nouă. Imediat ce s-a instalat în fruntea rectoratului, Luminița Popescu a și identificat persoanele alături de care vrea să-și pună în aplicare proiectele. Luminița Popescu a ales profesori din cadrul Universității Constantin Brâncuș care au o vastă experiență în domeniu. Eu pot să propun Senatului prorectorii și, așa cum ați văzut și pe oferta mea managerială, am propus două persoane cu experiență, domnul profesor Ghimi Sorinel, angajat în aceeași zi cu mine în această universitate în urmă cu 21 de ani, și doamna profesoară Gabriela Babucea, cu o vechime mai mare cu un semestru decât noi doi în această universitate, domnul profesor Ghimiș cu probleme de învățământ, cercetare, studenți și doamna profesoară Gabriela Babucea cu probleme de dezvoltare instituțională, baze materiale, aspecte economico-financiare. În perioada imediat următoare se vor produce schimbări și în conducerile celor patru facultăți ale Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. În cazul celor care râvnesc la o funcție de decan, lucrurile sunt puțin diferite. Nu este suficient ca ei să fie preferați de rector. Este nevoie de un aviz din partea Consiliului Facultății, a mai precizat Luminița Popescu, rectorul UCB. După validarea prin ordin de ministru, se va organiza concurs pentru decanii celor patru facultăți, dar pentru participarea cadrelor didactice la concurs este nevoie de avizul Consiliului Facultății. Conform legii, la concurs trebuie să se prezinte două persoane care își doresc să acceadă pe funcția de decan și cele două persoane care doresc trebuie să-și expună oferta managerială în Consiliul Facultății și să primească de la Consiliul Facultății aviz de participare la concurs. Luminița Popescu ocupă funcția de rector al Universității Constantin Brâncuș de foarte puțin timp. Înaintea ei, postul a fost deținut de Moise Bojincă. Comercianții se pregătesc și anul acesta de Black Friday. Românii numesc evenimentul Vinerea Neagră sau Vinerea Reducerilor și este de puține ani în țara noastră, devenind rapid extrem de popular. Cele mai multe cumpărături de Black Friday se vor face online, site-urile fiind pline de oferte. Astfel, de acasă, din fața calculatorului, cu doar câteva clicuri, puteți cumpăra la preț redus produse de la electronice, la electrocasnice, până la excursii.
Black Friday este ziua care dă startul cumpărăturilor de Crăciun în Statele Unite. A fost asimilată și la noi de marile lanțuri de magazine din țară, care se întrec în reduceri cât mai avantajoase ca să atragă cât mai mulți clienți și implicit să obțină profituri considerabile. Tot mai mulți oameni au auzit de acest fenomen și sunt interesați de promoții, însă puțin știu ce înseamnă de fapt acesta. Intenționați să achiziționați ceva de Black Friday? Tocmai de asta am și venit să văd dacă găsesc ceva ceea ce îmi convine. Și cam ce produse v-ar interesa? În primul rând un telefon, văd și obiecte de astea de uscatnic. Ați auzit de Black Friday? În traducere, Vinerea Neagră? Nu. Și nici nu mă tentează acolo. Bună ziua! Ce părere aveți despre Black Friday? Dar cine este? Că nu-l cunosc, nu le-am. Despre Vinerea Neagră. Părerile sunt împărțite despre acest eveniment. Unii cred că este doar o strategie de marketing și comercianții se folosesc de el ori pentru a vinde stocuri de produse vechi, ori a anunța reduceri care nu sunt reale. În schimb, alții sunt de părere că este un lucru bun și speră să reușească să achiziționeze ceva din stocul de produse de care sunt interesați. Intenționați să achiziționați ceva, vă interesează? Nu, v-a luat dinainte că prețurile sunt aceleași. Asta e așa, mai mult reclamă. Sunteți interesat de anumite produse? Ați dori să bineînțeles, cumpără? Bineînțeles. E ceva electronic, electrocasnic, ce m-ar interesa. Dar dacă nu se va realiza, cine poate să intre mai întâi acolo? Va fi luptă pe viață și pe moarte. Încerc, dar nu cred că reușesc. Anul acesta Black Friday va avea loc pe data de 21 și 28 noiembrie, conform site-urilor de specialitate. Ne vom putea bucura de cele mai mari reduceri la televizoare, telefoane, electrocasnice și alte gadgeturi. Prea puține doze de vaccin antigripal, deși conducerea Direcției de Sănătate Publică a solicitat peste 25.000 de doze de vaccin antigripal, în Gorj au ajuns aproximativ 1.500 de doze. Campania de vaccinare va începe de mâine, însă cei care beneficiază de acest vaccin sunt angajații cadrelor medicale. Prima tranșă din totalul dozelor de vaccin antigripal ajunge astăzi în județul Gorj. Cei care vor fi imunizați cu prioritate sunt cei din personalul medical. Reprezentanții DSP spun că în această perioadă vor fi vaccinați și vârstnici de peste 65 de ani și persoanele care suferă de afecțiuni medicale grave. Începând de astăzi, DSP Gorj demarează campania de vaccinare antigripală. Se va ridica vaccinul antigripal într-un număr de 1470 de doze într-o primă tranșă de la Institut și de la Ministerul Sănătății. Beneficiază de aceste doze personalul medico-sanitar pentru imunizare, persoanele în vârstă peste 65 de ani, persoanele care au boli cronice, diabet zaharan, neoplasme, boli cardiovasculare. Dozele de vaccin antigripal au ajuns mai târziu față de anul trecut, iar numărul celor care ajung la spital cu viroze respiratorii a crescut foarte mult în ultima săptămână. În această perioadă avem o creștere ușoară a numărului de viroze față de săptămânile anterioare, cam cu 100 de cazuri mai multe. În ceea ce privește virozele, deci am avut în jur de 840 de cazuri săptămâna trecută, acum avem 970 de cazuri, iar în ceea ce privește pneumoniile, la fel, avem o ușoară creștere, cam cu 100 de cazuri pe săptămână. Potrivit conducerii DSP Gorj, în viitorul apropiat se mai așteaptă o a doua tranșă de vaccin antigripal, dar probabil nu se va ajunge la necesarul estimat de 25.000 de doze. Încep plățile pentru membrii birourilor din secțiile de votare de la alegerile prezidențiale. În Gorj au fost organizate 327 de secții de vot, iar procesul electoral a fost supravegheat de peste 650 de președinți și vicepreședinți, dar și de sute de membri. În fiecare secție de votare au fost 9 persoane, un președinte, un vicepreședinte și 7 membri. Președintele și vicepreședintele beneficiază de o indemnizație de 85 de lei pentru 9 zile, iar membrii birourilor încasează câte 65 de lei pe zi. Din câte am discutat cu colegii de la Direcția Economică, mâine se vor distribui banii inclusiv până la Comuna Căpreni, cred, urmând ca în continuare vineri și luni să se facă plățile pe toate celelalte localități ale județului. Deci rugămintea noastră este ca
cei care sunt interesați, membrii președinților și locțiitorii secțiilor de votare, să se adreseze primarilor localităților pe raza căror și-au desfășurat activitatea în secțiile de votare. Pentru o mai bună desfășurare a acestui proces, banii vor putea fi ridicați de la fiecare primărie pe raza căreia s-a aflat secția de votare în care o persoană și-a desfășurat activitatea. Președinții, locțiitorii și membrii din cadrul secțiilor de votare își vor primi banii începând de mâine. Se va face un grafic cu zilele în care vor putea să vină să-și ridice banii. Mai exact, începând de mâine și poi mâine vor putea veni persoanele care au făcut parte din primele 20 de secții de votare, luni și marți următoarele 20 și miercuri și joi ultimele secții. Președinții și locțiitorii vor primi 85 de lei, iar membrii secțiilor de votare 65 de lei. De câțiva ani, sumele alocate pentru această activitate nu au mai fost majorate. Va fi cod galben de vreme rea. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de cod galben de precipitații însemnate cantitativ, nisori, intensificări ale vântului în 21 dintre județele țării, începând de mâine de la ora 6 și până în vineri la ora 12. Printre județele afectate se numără și Gorjul. Meteorologii au avertizat că vântul va prezenta intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, dar cu viteze mai mari în regiunile estice, unde vor fi rafale de vânt de 55 de km pe oră, iar pe crestele montane va sufla cu 70-80 de km pe oră, viscolind temporar ninsoarea. Dacă va fi cazul, vom institui serviciile de permanență atât la nivelul comandamentului județean, cât și la nivelul comitetelor locale pentru situații de urgență. Monitorizăm în permanență evoluția fenomenelor. După cum știți, informarea este mai... atenționarea este mai acută pentru partea de nord-est a țării, dar este posibil ca începând de mâine 20 noiembrie și nordul extrem al județului și de zona de munte și poate și zona de deal să fie un pic mai mult afectate. În această după-amiază, printr-o videoconferință, vicepremierul Gabriel Oprea le-a transmis tuturor prefecților și subprefecților din țară să ia măsurile necesare încât să prevină producerea unor evenimente neplăcute ca urmare a vremii nefavorabile. Suntem pregătiți, toate structurile managementului, situațiile de urgență la nivel județean sunt alertate și ținem legătură, permanentă legătura cu teritoriul și în special cu primăriile și cu comitetele locale în situații de urgență. Sperăm să nu avem evenimente deosebite, suntem mobilizați. Până acum în județul Gorj a nins în zona montană Rânca, pe crestele munților zăpada măsoară câțiva centimetri. 19.000 de apeluri la 112 doar într-o lună, mai multe amănunte, dar și alte informații la știrile pe scurt. În cursul lunii octombrie acestui an, la nivelul județului Gorj au fost înregistrate aproape 19.000 de apeluri la numărul de urgență 112. Cele mai multe dintre acestea au fost transferate către poliție. Potrivit ultimelor statistici date publicității de Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență, în luna octombrie, la nivelul județului Gorj, au fost înregistrate peste 18.000 de apeluri la 112. 3.877 dintre acestea au fost direcționate către poliție. 2.478 către ambulanță, 585 către Inspectoratul pentru Situații de Urgență și SMURD și 135 către Jandarmerie. Comparativ cu luna septembrie a acestui an, numărul apelurilor la 112 a crescut ușor. Distribuirea cardurilor de sănătate către gorjeni le-a dat bătăi de cap instituțiilor responsabile cu acest lucru. Poșta Română Gorj a avut de distribuit în ultimele luni peste 300.000 de carduri de sănătate, însă pe finele de an au fost contabilizate 11.000 de carduri de sănătate care nu au putut să fie distribuite. Motivele au vizat în principal faptul că, în ciuda eforturilor făcute de factorii poștali, beneficiarii cardurilor de sănătate nu au fost de găsit la domiciliu. Unii fie sunt plecați în străinătate, fie sunt plecați în alte localități, fie s-au mutat în alte localități fără să opereze în acte schimbarea domiciliului. Poșta Română Gorj a decis să returneze cele aproximativ 11.000 de carduri de sănătate către Casa de Asigurări de Sănătate. Conducerea instituției urmează să facă demersuri proprii pentru a identifica beneficiarii cardurilor de sănătate. După generic, urmărim informațiile din sport.
Din nou victimă sigură, Energia se pregătește pentru o nouă înfrângere în campionat. Jucătorii lui Andrieș își întâlnesc în acest weekend HC Mina Urbaia Mare, grupa reclasată pe locul 2 în clasamentul Ligii Naționale. Deși recunoaște că este frustrant să plece cu șansa a doua la fiecare meci, tehnicianul echipei gorjene încă mai speră să rezolve problema din clasament cu simple lamentări. Codașa Ligii Naționale de handbal masculin este pregătită să fie zdrobită din nou, cel puțin dacă luăm în calcul evoluțiile din noul sezon. Energia are în cont o singură victorie care i-a adus 3 puncte. O zestre extrem de subțire care a lipit echipa gorjană de fundul prăpastiei. După 11 etape disputate, Energia se află pe ultimul loc în clasamentul Ligii 1, având un bilanț de 10 înfrângeri și o victorie. Este un nou meci din campionat, este ultimul meci din tur. Nu plecăm, chiar dacă suntem în situația în care suntem pe ultimul loc, nu plecăm cu gândul că trebuie să luăm bătaie sau că suntem obligați să luăm bătaie. Nu. Plecăm cu gândul că trebuie să jucăm, să ne jucăm șansa. După cum a arătat și meciul trecut de acasă cu Dinamo, ne-am dorit foarte mult să câștigăm. N-am prea fost lăsați. Din păcate, am avut o altă exprimare. Băieții, am discutat cu băieții și toată lumea, toți am înțeles că mai rău de atâta nu se poate și că trebuie ușor să ne revenim și să acumulăm și noi puncte în campionat. Sâmbătă, elevii lui Andrieș primesc vizita formației HC Mina Urbaia Mare. Andrieș speră să fie doar ultimul meci din turul campionatului, nu și ultimul cu el la conducere. La ultimele meciuri din campionat, Energia a plecat cu șansa a doua. Jucătorii lui Andrieș și-au adjudecat extrem de ușor postura de outsider. După situația din clasament și după evoluțiile din ultimele etape, e clar că plecăm cu șansa a doua. Dar e frustrant să plecăm aproape în fiecare meci cu șansa a doua? Este o situație, indiferent că jucăm acasă. Este o situație foarte, foarte delicată, o situație grea echipei. Niciodată echipa din Târgu Jiu n-a trecut prin asemenea momente. Recunoaștem acest lucru, ne pare sincer rău, atât mie cât și băieților, dar v-am spus, motivele sunt multiple, nu ar rău să le mai discutăm. Indiferent de rezultatul de sâmbătă, cert este că Energia a demonstrat că mai rău de atât nu se poate. A ajuns dintr-o echipă cu pretenții la cupe europene în lanterna roșie a clasamentului. Cu 3 puncte în cont, gruparea gorjană nu se mai clintește de pe ultimul loc în campionat. Magazinul clubului Pandurii este ocolit de suporterii gorjeni. Vânzarea suverinurilor marca Pandurii nu s-a dovedit a fi o afacere profitabilă pentru conducerea clubului. Gorjenii nu se îngrămădesc în colțișorul de 3 metri pătrați să cumpere produse marca Pandurii. Dacă la deschiderea acum câteva săptămâni produsele puse la vânzare au fost cât de cât căutate de suporteri, acum magazinul este ocolit de clienți. De la deschiderea oficială a standului din magazinul din fața hotelului Gorj, destinat vânzării suvenirurilor marca Pandurii, cele mai solicitate produse s-au dovedit a fi cănile și eșarfele. Însă curg zile la rând când nici măcar un suporter nu trece pragul magazinului. Dezamăgirea fanilor este că pe tricouri sunt imprimate doar numele sponsorilor clubului. Departamentul de marketing ar putea veni și cu alte idei îndeajuns de bune pentru a promova clubul gorjean. Această mega investiție s-a dovedit a fi jenantă, iar președintele clubului Pandurii, Mihai Prunariu, ar trebui să lase deoparte laudele pentru protejata sa, Gabriela Gordin, cea care ține frâiele departamentului de marketing al clubului. Nu a creat nicio operă arhitecturală, a reușit doar să mai maimuțărească imaginea unui club ce a fost prezent pe scenele europene într-un loc șor de câțiva metri pătrați. O idee demnă de luat în calcul vine de la suporterii gorjeni care și-ar dori un magazin în molul din Târgu Jiu, un loc unde merg mai mulți oameni, iar fotbaliștii ar putea organiza și sesiuni de autografe. Ținând cont de banii care intră în conturile clubului, oamenii consideră că echipa are nevoie de o mai bună promovare. Are posibilitate. Echipa Pandurii este subvenționată de cel mai puternic sponsor din Gorj și poate s-ar putea să fie și la nivel național și ar putea să-și facă, cum fac alte chestii care poate de multe ori nu și-au rostul, ar putea să facă pentru această echipă, că e emblema Gorjului, un magazin care să fie al lor, nici de cum amestecat cu alții, cum s-ar zice. Dovadă că locul ales nu este unul potrivit este și faptul că mulți gorjeni nici nu au văzut magazinul. Bunăvoința celor care găzduiesc standul Pandurilor este însă de admirat. Un magazin cu articole de la echipa Pandurii. Ce părere aveți? Ați cumpărat astfel de articole? Căni, haine, tricouri? Nu știu la ce magazin, știu pe ce stradă. Exact aici, în apropiere. A deschis un magazin Pandurii cu articole sportive Pandurii aici aproape. Ce părere aveți? Nu l-am văzut, nu știu despre ce e vorba.
Primul magazin al unei echipe ce a jucat pe scenele europene, echipă cu pretenții în Liga 1, a fost inaugurat cu surle și trâmbițe la finalul lunii octombrie. S-a dovedit a fi prea mult zgomot pentru un spațiu meschin în care pandurii își vor vinde diverse produse. Este jenant pentru o echipă ce a participat în Europa League să vândă fanilor produse într-un spațiu meschin de câțiva metri pătrați în cadrul unui magazin unde se comercializează băuturi alcoolice, țigări și produse de vestimentație. Meciul amical cu Danemarca a putea reprezenta debutul la echipa națională a României pentru pandurul Mihai Roman. Deși lăsase de înțeles că în amicalul cu Danemarca le va acorda o șansă și jucătorilor care nu au bifat niciun minut pe teren în tricoul naționalei, Anghel Iordănescu s-a răzgândit. Reprezentativa României a învins seara trecută pe Arena Națională cu scorul de 2-0 selecționata Danemarcei într-un meci amical în care ambele goluri au fost marcate de Claudiu Cheșeru în minutele 53 și 58. Atacantul pandurilor Mihai Roman, convocat de urgență pentru această partidă, a fost lăsat pe bancă de selecționerul României. Am făcut o socoteală și am ajuns la concluzia că Mihai Roman, Bogdan Mitrea și alții jucători nu au debutat încă în echipa națională. El este un junior sau un jucător tânăr și de perspectivă care și-ar dori foarte mult să debuteze și să evolueze pentru națională, declară Anghel Iordănescu, selecționerul României. La ora meciului însă, Iordănescu nu i-a folosit deloc pe Mitrea, Pușca și Mihai Roman. Selecționerul s-a răzgândit în privința celor trei, concentrându-se pe cele două mize ale partidei, una de natură personală și alta care pune naționala în primele 20 de selecționate în clasamentul FIFA. Deși una amicală, partida a fost una cu însemnătate pentru selecționer. Victoria, scor 2-0, a adus naționala în primele 20 de echipe din clasamentul FIFA, performanță pe care România nu a mai atins-o de peste 5 ani, cea mai bună clasare din istorie, fiind obținută tot de Anghel Iordănescu în 97, când tricolorii se aflau pe locul 3. Dacă Roman nu a avut noroc să prindă minute în tricoul naționalei, Big Falvi a fost preferat de selecționerul României. Fostul mijlocaș al Stelei trăiește cel mai bun sezon din cariera sa. Pentru echipa de club, Eric Big Falvi a jucat în total 14 meciuri până acum, timp în care a marcat de 8 ori și a oferit 4 pase de gol. În campionat, Big Falvi a marcat de 6 ori dintr-un total de 16 goluri înscrise de Volin Luțk în campionatul Ucrainei. Fostul jucător al Stelei ocupă în prezent locul 3 în clasamentul golgheterilor din Ucraina. Vremea se anunță rece și ploioasă, temperaturile exacte în rubrica Meteo. Pe finalul jurnalului vă invit să ne înveselim. Iată cum îți menții un corp sănătos. Thank you.
Știrile se opresc aici. Sunt Diana Pătruț. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă tuturor!